I-a ajuns cuțitul la os. O femeie din satul Vadul Rașcov, Raionul Șoldănești, cere autorităților ca soțul ei să fie pedepsit în conformitate cu legea. Deja un deceniu dânsa ar fi victima violenței domestice. După ultima bătaie, femeia s-a ales cu diverse contuzii și o traumă craniocerebrală. Din cauza multiplelor leziuni și traumatisme, femeia de 28 de ani a avut nevoie de ajutor medical. Ea susține că nici după 10 zile de tratament în secția chirurgie nu se simte mai bine. M-a lovit cu ceale pe tot locul, cu capul de sobă și în casă m-a lovit și m-a pierdut cunoștința. M-a sculat de acolo și m-a început a trie. Când încolo m-a batut cu capul de stâlchi. Și m-a zis că moartea... Ai văzut-o? Încă nu. Eu v-am spus că nu. La el ca mai să o vieți. Eu pune sâs din nas și m-au șaput pe palicicioarele. Și m-au trăit până la coșteșă. Și au zis, te dau de coșteșă și mai mult nu te mai văd. Victima spune că nu e prima dată când soțul ei își impune autoritatea în familie cu pumnul. Femeia precizează că prima oară a fost lovită chiar în ziua nunții. Eu l-am dat în 2005, l-am dat la poliție, că o sărit la părinții ei. M-am dus acolo, am făcut acolo, m-am dus la poliție și atunci nu i-a făcut nic. O sărit la părinții ei, atunci am fugit. Pe urmă am zis, dacă mama dă la poliție, m-am ușit de tăiat. Și mă temeam să-l dau, da. Nu se lasă de beței. Și cum se-mi bate, cum o bate. Și copiii eu bat. Și jumătate la unul eu sunat, așa la băiatul ăla de 10 ani. Mi-a sunat bunică, o bate pe mama și pe fata și mitică. Eu o cadă de mână, nu-i da drum. Bătăile se repetau des, mai cu seamă când bărbatul era sub influența alcoolului. Maria susține că maltratările aveau loc în prezența celor 3 copii minori. Dânsa spune că a apelat la ajutorul jurnaliștilor să-i facă dreptate, întrucât în sat nu are cine o ajuta. Femeia mai spune că omul legii le-ar fi zis că pentru a-i se face dreptate, victima trebuie să achite o taxă de 3.000 de lei pentru avocat. Că avocatul și-a să plătesc ca să și... Cui lor să le plătești? La avocat? Avocatul și-l, avocatul și-l. Trebuie bani, trebuiește ca să... Și ce sumă ți-au spus că trebuie? 3.000, mă zic, cam așa, au zis că am judecat. Asta când a fost? Data trecută, vara, când te-au bătut sau acum? Amu. Guțan vine la mine și vine în cabinet acolo la Roma și ne zice, dar și m-a dat tijelul că ai duci să-i spui la șef, la naceanul cel mai mare. Eu sunt naceanul cel mai mare. De asemenea, țin să vă aduc la cunoștință tuturor că în asemenea cazuri urmează imediat să fie sesizat sau la 902 Inspectoratul de Poliție Șoldănești sau Procuratura sau Asistența Socială și în acest caz nu este nevoie absolut de nicio oarecare taxă care chipurile ar trebui să acopere niște cheltuieli. Acestea se fac absolut, sunt beneficiarii, se fac gratuit din contul statului. Bărbatul recunoaște că și-a bătut nevasta, el își motivează acțiunile prin gelozia care l-a cuprins la moment. Este un mulean care nu e însurat, el nici nu lucrează nicăurea. Și acolo am găsit, am prins-o cu... Mai era unul și l-au fugit, nu știu, nici nu știu cine, că era noapte. Și pe urmă m-am dus la deal la Arat. Și am luat după argint și m-am enervat atunci, nu i-am făcut nic. Și am bătut-o leacă drept. Regretați? Da, regret, dar cum? Nu trebuie să fac lucrul ăsta, dar gelozie a făcut. Eu n-am cunoscut că în familia asta să fie, să persiste violența, să fie conflicte, să fie... Eu personal n-am cunoscut. De la început căsătoriei am auzit că a fost o familie problematică, pe om s-a liniștit. Ce înseamnă problematică? Ce aveți în vedere când spuneți problematică? Adică eu singură am văzut-o aici pe dumneavoastră la primărie cu plângeri că au fost bătut, scandal în familie, au avut. După revenirea de la spital, victima a spus că este frică să meargă acasă. Din această cauză, ea s-a stabilit la părinții ei. Din păcate, fenomenul violenței în familie a devenit un flagel foarte răspândit în Republica Moldova. Avem o mulțime de cazuri de asemenea fel. În cazul respectiv, procuratura va interveni în interesul victimei și va intenta o acțiune în judecată în vederea obținerii ordonanței de protecție care va fi impuse anumite restricții față de agresor. Ulterior, poliția, în baza ordonanței care va fi expusă, urmează ca să întreprindă măsuri pentru a supraveghea faptul dacă agresorul respectă sau nu ordonanța respectivă, care la fel poartă răspundere contravențională pentru neconformare conform ordonanței respective. Maria Velișco nu vrea să-și ierte soțul, ea a conchis că nu mai vrea să fie victima violenței în familie.